Imagini bizare au fost surprinse pe un câmp de lângă Timișoara de un fotograf și au ajuns la o asociație care luptă pentru protecția animalelor. Imaginile au fost filmate pe un câmp de la marginea Timișoarei. Se văd 5 vietnamezi înarmați cu un hârlet și o lopată, în timp ce sapă grup pentru a găsi popândăi. Ca să-i captureze, au improvizat și un sistem de prindere cu sârmă. De altfel, vânătoarea lor pare să fie avut un succes, pentru că într-un recipient de plastic se pot vedea 2 sau 3 animale deja capturate. Imaginile au fost trimise unei asociații pentru protecția animalelor. Au mers să facă verificări și inspectorii gărzii de mediu din Timișoara. Reprezentanții Asociației de Protecție a Animalelor spun că în acea zonă este cea mai mare comunitate de popândăi din România, care numără câteva mii de exemplare. Au cerut și ajutorul poliției. Nu ar fi prima dată când vietnamezii care lucrează în diferite companii din Timișoara încearcă să-și obțină hrana din braconaj. Până acum nu au fost luate măsuri împotriva lor, relatează Prima News.ro.